Dragi prieteni, suntem în Bucovina, nord de țară, la Gura Humorului. Am fost de foarte multe ori pe aici, însă multe ascunzișuri și surprize are această localitate. Țin în mână un feather bush. Da. Nu știți despre ce este vorba, o să aflăm pe parcursul emisiunii noastre de astăzi. Sonorul muzical al emisiunii noastre, fondul muzical în această ediție este asigurat de către Bubu, cățelul din curte, așa că mergem mai departe și spunem bine v-am găsit aici la dumneavoastră acasă, la Gura Humorului, domnule Gheorghe Zofotă. Spuneți-mi și mie, ăsta ce-i? Acesta este un feather bush, adică ornament de pălărie. Vine de la pană de păr austro-ungari. De pe partea lor. Pălărie. Luați o pălărie în cap. O feather bush. Așa. Perfect. Au, ce frig e. Da. Acestea se fac din păr de bursuc, din păr de mistreț. Porc sălbatic. Da, porc sălbatic. Românii poartă părul de porc la feather bush cu rădăcina în sus. Bavarejii și partea ailaltă poartă cu spicul în sus. Adică cum e asta? Adică cum e acesta? Ăsta e făcut pentru bavarej, cu spicul în sus. Foarte frumos. Iar celelalte sunt cu spicul în jos, cu rădăcina în sus, cum poartă Bucovina. Noi suntem bucovineni, așa că avem feather bush-uri la discreție de la domnul Zofotă. Casă știi tăicuță drag, vreau să mă apuc de cântat. Vreau să mă apuc de cântat, mă. Ia-mă, tate, lângă tine, la 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 la, să cântăm cu drag la lume, la 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 la